Timișoara va avea loc o nouă ediție a Marșului Învierii. Manifestarea se va desfășura în a doua zi de Paști și este organizată de Asociația Isus Speranța României, în colaborare cu Bisericile Creștine din oraș. Marșul Învierii va porni pe 9 aprilie de la ora 15 din fața Catedralei Mitropolitane, unde se va rosti o rugăciune. Apoi cei prezenți vor pleca pe un traseu pe care se vor face opriri la primărie și la prefectură, punctul final urmând să fie Parcul Rozelor. La fiecare oprire se va rosti un text biblic, iar unul dintre liderii creștini va rosti o rugăciune. În Parcul Rozelor de la ora 17 se va desfășura un serviciu religios interconfesional și va avea loc un program de muzică creștină.